Am spart o grămadă de bani în vlogul de astăzi pentru a afla care este cea mai bună friptură din București. Am luat la rând cele mai tari steakhouse-uri după topul TripAdvisor și Google Maps. Am luat cei mai buni din fiecare și am venit cu un top la final. Așa că bucurați-vă de acest video pentru că noi l-am savurat cu desăvârșire. După cum spune Google Maps și după cum spune și TripAdvisor și după cum știm și noi, aici în zona bună și anume pe Primăverii găsim primul steakhouse pe care o să-l testăm astăzi și anume Osho. Osho este printre primele steakhouse-uri de lux, să le spun. Punem așa din București, unde mâncarea este genială, cel puțin așa era, sperăm să nu se fi schimbat. Și o să testăm, evident, fileul de vită care este cel mai vândut preparat. Fraților, luați-vă două secunde și apăsați pe butonul de subscribe dacă aveți plăcerea, pentru că peste 80% din cei care vă uitați la aceste clipuri nu sunteți abonați și mie nu-mi vine să cred, așa că dacă vă plac aceste videouri, apreciez foarte, foarte mult un subscribe. Bun, am așezat aici la Osho și meniul îl puteți vedea chiar acum în față, este plin, plin de variante. E un pic complicat să-ți alegi. Nouă ne-a recomandat totuși chelnerul. Vă zic sincer, n-am vrut să fac rabat, adică am vrut să iau cel mai bun muș de vită pe care îl pot găsi, tocmai pentru a fi testul cât mai concludent. Dar el ne-a recomandat prima categorie de bifile, care costă 172 de lei bucata. Există și variante mai scumpe aici, dar diferența este că acesta este maturat în casă și din ce mi-a explicat el, este maturat pentru o perioadă mai lungă de timp, deci ar trebui să fie un pic mai bun. Tocmai de asta am ales și am mers pe mâna ospătarului. Am comandat la 13 și 37, ar trebui să vină destul de rapid mâncarea și îmi place că este servită și cu cartofi și ceva salată verde și tot felul de alte garnituri, așa că hai să vedem. A venit extrem de repede, adică efectiv au trecut 4 minute, 5 minute, pur și simplu au trecut 5 minute până a venit mâncarea. Poate și ăsta e unul din naturile acestui restaurant și cam ăsta este mușchiul de vită. Avem așa un muș de vită filet maturat, care ar trebui să se taie foarte, foarte ușor și așa este. Un sos de piper negru, dacă nu mă înșel. Vine și cu niște cartofi la cuptor, ulei de măsline, salată mixtă. Mi-a adus și niște pâine cu muștar. Wow. Așa. Mi-e place mult de tot ăsta. Nu știu de tine. Bun, rău de tot. Deci este foarte, foarte fragil. Și e bine că am mers pe recomandarea ospătarului, pentru că acesta se simte că e maturat pentru foarte mult timp. Hai să vedem exact pentru cât timp. 21 de zile, deci minim 21 de zile, spune. Mi s-a părut și dacă nu m-a întrebat dacă îl vreau medium sau bine făcut. Până la urmă pare să fie destul de mediu făcut. Hai să vedem. Concret, da. E un pic roșu la mijloc, deci e gătit exact cum mi l-aș fi dorit, dar s-a părut și dacă nu m-a întrebat. Hai să vedem dacă avem și niște sare și piper aici. Ăsta e testul suprem, ia să vedem. Foarte bun. Mă așteptam să fiu un pic mai diferit, sincer, dar e pur și simplu un file de vită corect, făcut exact așa cum trebuie. Mamă, și pâinea asta e foarte mișto că e caldă. Mamă. Bun, m-am spus, vita e foarte bună, dar totuși parcă m-aș fi așteptat un gust un pic mai special, știi? Adică ea e foarte moale, proaspătă, gătită perfect, dar mă așteptam să fie un pic diferită, nu știu cum să zic. De bună e bună. De seama că o să ne iasă pe gât vitele, că o să mâncăm astăzi, o să avem digestie de aia lentă, înceată așa. Încă o dată testul. Bă, se taie ușor. Foarte ușor și cam așa arată, ca să o vedeți cum trebuie. La mijloc. Așa, ca să dau o notă, eu aș spune undeva la 8.98 pentru gust și cât de bine a fost făcută și 9.40 pentru servirea restaurantului, pentru că se mișcă extrem de rapid. Dacă se foame și vrei să vii să mănânci aici, clar, nu o să aștepți prea mult, indiferent cât de aglomerat este, pentru că acum, de exemplu, restaurantul este undeva la 40% ocupat, să zic, iar vibe-ul de aici de pe terasă e unul special. Pe Primăverii întotdeauna e un vibe special, ești în zona bună, nu puteți să țipăm prea tare, pentru că nu e genul de local unde venim să ne facem de cap. Aici mai e o uitătură de la un om, de la un ospătar, de la, ce zic, să fie un pic mai la locul nostru și să facem testul ăsta mai în liniște. Cam asta este concluzia mea. O să fac topul acestor restaurante abia după ce voi mânca la absolut toate. Ca să mai iau o gură, ca să... Să am în minte, știi? Mi-a chiar băia, nu ți-am dat și ce este gust. Iar am lăsat cameramanul, mi-a mâncat, ia vezi. Pace, cât e ăsta? Aproape două bastoane. Pace, a? Nu știu ce să zic. Evident că plătești și prețul locației, nu neapărat al fripturii. Dar mai mănânc și mai procesez un pic.
Cam asta este și felicitarea noastră, și anume 200 de lei este nota pentru o friptură de vită cu garnitură și cu băutură. Mi se pare decent, adică este specific zonei, dar singura problemă pe care o am este că nu m-am săturat foarte tare, adică parcă ar mai intra ceva, și asta e bine pentru că mergem și în alte locații unde o să mâncăm suficient. Ca să nu te ruinezi financiar și să poți mânca în continuare fripturi scumpe, cel mai bine e să bagi seria pe care vertical de la mașina pe care vrei să o cumperi, ca să nu arate precum acest Golf, care a fost accidentat complet pe partea din stânga și a fost clasificat ca daună totală cu siguranță în America, scos ulterior la licitație, cumpărat și adus în Europa, reparat și pus la vânzare, evident, după cum puteți să vedeți în pozele acestea. Totodată, pe car vertical puteți să vedeți și dacă a fost furat și categoria în care a fost clasat, de exemplu total loss și așa mai departe, istoricul numărului de kilometri, dacă este real sau nu, dacă a fost implicat în vreun dezastru natural, valoarea de piață aproximativă în momentul de față, specificații tehnice, cronologie și așa mai departe. Nu uitați, folosiți codul neapărat Matei pentru a beneficia de reducere pentru 20% la orice raport sau pachet de raport. Am plecat de la Osho, recomandăm, îmi susțin părerea și notele pe care le-am dat pentru mâncare și pentru servire, însă am simțit totuși o atmosferă puțin ciudată. Nu era o atmosferă tocmai prielnică de a filma. Ăsta este singurul meu comentariu, dar într-adevăr nu trebuie să filmăm la restaurante, evident. Numai că nu eram tocmai în largul meu. Eu sunt mai vocal, vorbesc puțin mai tare, ați văzut că probabil eram un pic mai tăcut. Asta pentru că simțeam că oamenii din jur se uită destul de insistent, să spunem așa. Acum ne îndreptăm către următorul restaurant, dar ne vom opri rapid la F64, pentru că vrem să mai facem o achiziție. Nu putem să ne abținem și avem nevoie de încă un Ronin, nu pentru vlogul acesta, dar pentru viitoarele vloguri. Intrăm repede să-l luăm și revenim. Gata, tată. Am luat și un RS3 Mini pentru că aveam un RS3 Pro pe care nu-l mai am. Poveste mai lungă, dar am rămas fără el, pe scurt. Și cei drept nu-l foloseam atât de des. Adică noi îl foloseam la lucrări importante, dar nu-l foloseam la vlogurile astea pe care le vedeți. Adică 70% din clipuri nu erau necesare să le filmăm cu un stabilizator. Tocmai de asta am luat un RS3 Mini pentru ocazii când o să avem nevoie de stabilizator, pentru cine mai zice la mașini, cine mai zice la mâncare, cum e în vlogul acesta, și mai ales pentru reel-uri, pentru că ăsta are o funcție, se vede chiar și în poza de prezentare, se poate roti pe lateral, ca idee să ții cont, să putem să filmăm reel-uri. Și chiar o să ne ocupăm mai mult de Instagram, pentru că l-am cam batjocorit între ghilimele în ultima perioadă și vreau să facem content cât mai calitativ. Acum mergem direct către următorul restaurant. Bun, am ajuns în centrul Bucureștiului, suntem chiar în Piața Amzei, la un restaurant pe care câțiva probabil nu-l cunoașteți pentru că este destul de nou, dar persoana din spatele acestui restaurant este destul de cunoscută pentru voi, pentru că l-ați văzut la Șef la Cuțite și poate o să ne întâlnim și cu el aici. Se numește restaurantul Smoke, este special conceput pentru cărnuri, fripturi și așa mai departe. Vom face un video separat pentru că am o altă idee unde o să ne luăm tot meniul de aici, o să fie foarte mișto, dar deocamdată o să le testăm numai fileul de vită, pentru că așa am discutat că o să facem, o să luăm file de vită de la fiecare restaurant, de la fiecare steakhouse în parte, ca să-l comparăm. Și am vrut neapărat să vă spun de restaurantul acesta pentru că puteți să căutați și voi pe Google să vedeți care sunt cele mai populare steakhouse-uri din București. Dar de asta ar putea să nu fie auzit și credeți-mă că e ceva foarte bun, așa că hai să vedem. Bă, locația asta e fresh rău de tot. Smoke este un concept de restaurant puțin diferit, adică nu este restaurant cu servire, te duci, îți iei bon, îți iei comanda când e gata, mănânci, pleci și cam asta este. Chef Orlando Zaharia, unul din ownerii acestui restaurant, nu este astăzi aici. Ne-a invitat să facem un vlog împreună și v-am spus că o să facem ceva separat. De data asta, unul din șefii bucătari de la el de aici ne-au recomandat să nu luăm neapărat mușchiul de vită, adică fileul. Știu că nu i-am spus că o să testăm fileul din meniu, dar ni s-a mega super recomandat să luăm antricotul mai degrabă, adică ceafa vitei, nu neapărat mușchiul vitei. Și cred că cel mai bine la fiecare restaurant de acum este să alegem ce ni se recomandă, nu neapărat ce considerăm noi, că noi totuși nu avem suficientă experiență. O să vedem ce ni se recomandă că e cel mai bun din meniu, carne slabă, simplă, la care putem să dăm o părere și să vedem cât de bună este la gust. Avem aici una bucată antricot de vită și asta e porție baban adevărată. Uite puțin câtă carne este. Adică aici dacă vii, știi sigur că te saturi. În partea cealaltă n-am să vă mint la Osho, parcă puteam să mai mănânc și aici imediat după. Și ce zic? Hai să vă explicăm care este treaba aici. Ni s-a recomandat, după cum am spus, să luăm antricot, nu mușchi. Într-adevăr e o idee mai gras, dar până la urmă este tot parte mai slabă cât de cât a vitei, pentru că T-bone-ul sau sirloin sau cum se pronunță e un pic mai gras. Avem aici și niște ciuperci făcute pe grătar cu un sos ceva interesant, dulceață de ardei și ăsta cred că e un sos de usturoi cu ceva, nu-mi dau seama, dar Valentino, efectiv. Hai să vedem antricotul, da? Evident că este destul de moale. Se poate vedea și după culoare că este medium. Așa îmi place mie să mănânc mereu vita. Și hai să vedem. Mamă. Mamă. Se topește în gură, ești nebun. Mamă, poți simți să topește în gură, deci nu mai poți. Știu că să fac poftă. Să luăm cu de-asta, așa. Un pic prea mult. Mamă. Fuziune de gusturi la mine aici, deci e de inexplicat. Ia bossul meu, n-ai ce să mai zici. Bă, se topește în gură, efectiv. Dacă o făceam un pic mai în sânge, nu mai era. Cred că era, nu, cred că era și mai bună. Da. Ar fi gravita un pic mai moale de atâta. Dar oricum, calitatea este incredibilă. Și mirosul de la ăsta, mamă ce frige. Cred că... nene. Cum să nu? Da, nu e. Alea în rău de tot. Vă recomand să veniți aici. Mamă, e bun rău. Vita,
sosul de ciuperci, iar ăla e ardei iute cu dulceață de ardei, ciuperci, ceva de genul ăsta. Mamă, cum sunt ciupercile astea. Ce-am zis? Eu de-aia am ținut. Eu nu mâncam ciuperci niciodată și acum am început să le apreciez și asta mi se pare chiar bun. Și eu exact la fel, nu suportam ciupercile când eram mic. Teoretic să fie pachetul complet, trebuia să punem niște unt din ăsta pe vită. Ia așa un pic, da, cam așa. O bucățică pe vârf, bravo. Ia cu totul pe vită. Eu aș zice notă, aș da pentru gust și raport calitate-preț, ca idee, prețul de la vita asta cred că undeva la 120 de lei. Garnitura a fost cred că vreo 20 de lei. 9,41. Gen chiar am curaj să mă duc pe 9,50, e mult. Bă, chiar e super bun. Ai zice doar chestia asta, singura chestie care mă deranjează, că... Dar n-are nicio legătură. Faptul că e muzica foarte tare înăuntru și vine să mănânc afară. Asta e singura chestie, dar nu... Da, dacă unde e frumos afară, da. Mai bine aici. Cam asta e cu vita asta. Super, super bună, recomandăm. Și la final o să revenim și cu topul în funcție de locațiile în care am mers. Azi e următoarea zi, că n-am putut să merg la 4 restaurante să mănânc 4 fripturi într-o singură zi. Eu o să încheiem vlogul acesta la ultima locație și anume Vaca Mu. Dacă o să scrieți pe Google Steakhouse-uri Top București, o să găsiți exact restaurantele la care am fost noi mai devreme și evident Vaca Mu este printre primele cu 4500 de review-uri, printre cele mai mari prețuri din București la vite. Într-adevăr, nu știu de ce au prețurile mai mari decât la argentin, pentru că totuși acela este pe nordul lui, sau chiar mai mari și decât la Osho, care este pe primăverii. Un restaurant pe care l-am ratat și sunt prietenii noștri, însă nu am ratat intenționat, este Vigo. De ce? Pentru că am fost de încă două ori, dacă nu mă înșel, pe vlogurile mele acolo și am ales astăzi restaurantele în așa fel încât să nu se repete, chiar dacă au fost făcute în cadrul altor topicuri de mâncare. Doar la argentin am repetat, pentru că nu puteam să nu mergem, adică era top acolo pe Google și trebuia să-l luăm totuși în ordine. Însă ați văzut, a fost un pic mai rapid, așa mai de seară. Dar aici la Vaca Mu, unde n-am mai fost pe vloguri și nici eu n-am mai fost, cred că de vreo 2-3 ani, putem să dăm o părere sinceră, așa că revenim de acolo cu meniul. Ne-am prezentat și noi fraților la Vaca Mu, ne-am și întâlnit cu lume pe aici. Este destul de frumos pe terasă, dar o idee frig. N-am stat înăuntru pentru că vrem să ne auzim și acolo probabil e mult mai multă lume. Meniul e foarte mare, adică la modul sunt o grămadă de vite din care poți să alegi. Dar nu știu, mi se pare că totuși nu prea are sens să fie prețurile atât de mari, pentru că le compar cu celelalte steakhouse la care am fost mai devreme. Poate mă va surprinde și va fi mult mai bun. Și tocmai la recomandările șefului de la Smoke, ne-am luat antericot și nu mai luam mușchi, ca să luăm practic ce mai bun din vacă, să zicem așa. Am luat un Black Angus Uruguay, care teoretic ar trebui să aibă 350 de grame și costă 197 de lei, deci aproape 200 de lei doar bucata de vită plus garnitura. Nu știu dacă e diferență foarte mare față de argentin, dar au și anumite preparate care sunt, nu știu, 400 de lei, 350 de lei, chiar dacă vorbim de Waigu, chiar dacă vorbim de vite maturate, ceva mai speciale. Totuși sunt prețuri de Londra, mi se pare mie. Bine, Londra probabil un steakhouse super bun, e 150 de pounds o friptură, dar mă rog, prețuri de vest, să spunem așa. Acum așteptăm să vedem cum o să fie, ne-am luat și niște cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi să fie treaba și revenim cu părerea. Antricotul de vită care ar trebui să avem undeva la 300 de grame, pare că are 300 de grame și este gătit medium, să-l tăiem voi. Da, se taie mai ușor decât antricotul pe care l-am mâncat mai devreme, doar că, într-adevăr, este, da, e medium, dar la limită așa. Mi l-aș fi dorit un pic mai în sânge. Îmi place foarte mult servirea aici, face că vine și te întreabă de fiecare dată dacă totul este în regulă, dacă mâncarea este bună. Chiar au o servire foarte bună aici la Vaca Mu. Și acum o să facem testul suprem, o vită care ar trebui să fie printre cele mai bune pe care l-am mâncat până acum. Extrem de moale. Extrem de moale. Amestecat de două ori și s-a topit în gură, pur și simplu. Cartofii ăștia. Mamă, sunt senzațional ăștia. Cartof, parmezan, usturoi. Atât. Perfect, să mai găsim la tuita. Deși mișto ești ăsta? Da. Foarte mișto. Piper tare. Nu știu, arată scump așa, știi, când ți-l pune pe masă. Îmi place foarte mult, dar o să mai pun încă un pic de sare, că mie îmi place. Simte că vita e un pic mai de calitate, se simte, poate că e un pic mai mult timp maturată. Poate că am luat și noi varianta asta de Uruguay, Black Angus. Dar asta o găsești la mare parte, foarte bun. Nu știu, chiar nu, ia. Simt și tu dacă nu, e numărul 1. Ia să se gust și de la cine unde la Matin și-a luat după sală, așa una Dana. N-are legătură cu vlogul nostru, dar așa ca idee. Are legătură cu foamea. Are legătură cu foamea, bă, dar e destul de slabă, vezi? Da. Nu prea are deloc grăsime, ar trebui să fie picantă. Picantă? Pe pune picantă rău, că n-am putut. Nu, doar puțin e. Bă, e foarte bun. Nu seamănă așa mult cu Adana arăbe. Are aroma aia de, nu știu, Turcia, libanez, știi? Mm-hmm. Dar se simte că e făcut dintr-o carne de vită scumpă. De nu e una Adana normal, să știi. O să-ți dai seama. Asta e norocine, mă. Uite de ușor l-am tăiat, ai văzut? Pe ușor? Se plecă cuțitul, era scutat tot timpul. Top, foarte bun.
Mai mănânc și revin cu părere. Noi chiar acum scriem un review, a venit și nota. Avem și o rugăminte să dăm o recenzie pe TripAdvisor, pentru că este internațional și vor să vină cât mai mulți clienți turiști străini, să spunem. Asta este și nota 3-3-4, un tip de 12% și cu recenzia, practic, suntem clienții perfecți. Adică am făcut tot pachetul, am livrat și noi tot. Și acum o să recomand aici antricotul de vită la care l-am luat noi de Uruguay. Gat! Get antricot vită Uruguay, așa l-am lăsat. Nu, nu get, stai. Order, mai corect. Best value for money. Semnat fratele vostru. Minim 100 de caractere, m-a distrus. Păi și cât ai scris? 43. Hai că-l termin de scris și revenim după aia. Bun, băieți, după sală am venit la următorul restaurant. Evident că nu putea să lipsească Argentin Steakhouse Sushi din Herăstrău, pentru că este unul din cele mai emblematice restaurante steakhouse din București. Și tocmai de asta am venit acum să luăm cina după sală. Am mai fost în alte vloguri aici și ideea este că nu vrem să facem totul de la capăt. Am făcut în cadrul restaurantelor scumpe din București, nu mai știu exact cum se numea vlogul. Dar astăzi suntem aici să testăm din nou vita și să o comparăm cu cele de mai devreme și cu cele pe care le vom mânca mâine. Sunt plin de vite, nu mai pot să mai mănânc friptură de vită, simt că mi s-a acrit un pic de ea, dar mi s-a făcut foame după sală și de asta cred că o să mă bucur. Nu sunt nici singur la masa asta, sunt cu fratele Montri și cu Raluca, dar o să-i filmăm și pe ei să le vedem părerea lor despre cum este vita asta. Am luat fileul, pentru că aici nu există antricot în meniu, și o să ne-l aducă pe plită încins, așa că așteptăm să vină mâncare. Nu știu dacă se aude foarte bine cum sfârie friptura asta, însă aici te câștigă prin servirea asta specială, pentru că la restaurantele la care am fost până acum, într-adevăr, friptura de vită era adusă într-o farfurie, aici la Argentina specific să ți-o aducă pe plită încinsă și să o lași tu să se gătească cât vrei. La mine îmi place să e undeva medium rare, mă rog, medium să spunem, nu chiar rare. Uite, acum de exemplu e mult prea crudă, trebuie să o mai lăsăm puțin să se gătească. Și după aia o să ne servim singuri în farfurie aici. Avem și un sos foarte interesant cu pătrunjel, usturoi, ulei de măsline, tot felul. Mi-am luat un orez pentru că nu noaptea așa mănânc cartofi prăjiți și alte prostii. Încercăm să ne mai revenim și noi așa un pic. Avem și pe fratele Montrei aici. Vreau cam bine ce e acolo. Asta este cum am părțit, asta este pictura mea. Și asta este aralucă aici. Montrei se uită la noi astăzi. Așa puțin? Pisea mea unde? Da, și piure cu trufe, ăsta nu l-am văzut aici. Piure cu trufe, orez. Te lași tu tot ăla? Asta este în sânge, dar nu pot să mă abțin să nu iau. Este... de camera asta, am ales-o bine. E numărul 1 camera, iau și vita. Și vita cred că e numărul 1. E un pic crudă, mai trebuie să o las un pic, dar vreau să văd. Mamă! Mmm, nu mai pot. Și ăsta e numărul 1, numărul 1 efectiv, ia. 200 de grame, 145 de lei. Gen doar linia aia, 145 sau tot? Doar linia. Asta. Adică 290. 145, costă 45. Mi-a dat un pic Raluca să buzi din puierul ei cu trufe, care arată foarte bine. Și vă și saturați, nu mergeți după la mix. E bun. E bun. Băi, mă statur pentru că nu mai pot să mai mănânc vite. Am mâncat o grămadă astăzi. Hai să luăm bucata aia mai specială. Uite cât de ușor se taie, frate. Am băgat un pic. Ia uite. Rare. Băi, un pic o mai las un pic pe aia. O iau pe asta. Așa. Așa. Da, nu era. Greu să facem topul astăzi, foarte greu. Deci 145 de lei ai zis, nu? Da. Ia cu piure. E bună, da. N-ai zis nici. Să știi că am prins zile când era și mai moale. E perfect aia. Ce să zic, numărul 1 vita asta, ne bucurăm și noi un pic de ea până la capăt. Acum cred că... Ne bucurăm de cinstea armatei până la capăt. Cred că s-a și gătit acum. Aproape o sutică. Hai mă, că pun și eu un pic de unde ăsta, așa. Un pic de ăsta. Cu de-asta. Da, revenim cu topul, preț finalul clipului. Și acum la final de vlog să facem neapărat topul. Și eu o să fac în felul următor. O să zic că din tot ce am testat noi, din cele 4 restaurante, care atenție, oricum sunt top din punctul meu de vedere, atenție, părerea mea subiectivă, top restaurante cu vite, steakhouse-uri, cum să le numiți, din București. Deci oricum o luăm de la cele mai bune în jos. Pe locul 4 din ce am mâncat noi astăzi, eu aș pune Snow. Dar să vă spun și de ce. Pentru că restaurantele la care am fost pe lângă acela nu sunt cu servire rapidă. Sunt specializate pe steakhouse-uri 100%. Smoke totuși este un restaurant unde găsim și brisket, unde găsim și pui, unde găsim și alte tipuri de cărnă, porc. Chiar dacă l-am pus pe locul 4, este best value for the money. Asta cu siguranță. Adică nu poți mânca o vită mai bună de banii ăia, mai ales cu servire, decât o poți face acolo. Apoi, în ordine descrescătoare, mai jos la locul 3, deși o să fie foarte strâns între Vaca Mu
și Osho. Eu le consider aproape la egalitate, dar pentru ce am ales eu, aș pune Osho pe 3 și Vaca Mult pe 2. Poate dacă luăm lucruri diferite din meniu, s-ar fi schimbat un pic ordinea, dar ele oricum sunt foarte apropiate. Pe locul 1 o să pun Argentin dintr-un singur motiv. Tot așa, la o diferență foarte mică față de locul 2 și 3, pentru că topul este atât de strâns încât mi-a fost și greu să-l fac. La Argentin, fileul de vită mi s-a părut o idee mai ușor de mâncat, o idee mai accesibil și ca preț, dar și ca, nu știu, este locul unde te duce mai degrabă când te gândești, vreau să mănânc pe friptură de vită, te gândești, eu cel puțin mă gândesc prima oară locul ăla. E foarte rapid, e zona care îmi place un pic mai mult pentru că este pe nordul lui și restaurantele vom categorisi un pic și după zona în care sunt și accesibilitatea, parcarea și așa mai departe, dar în principal după gust, după preț și după calitate. Toate sunt de super înaltă calitate, oricare dintre restaurantele astea sunt top, deci dacă mâncați la oricare din cele 4, cu siguranță o să fiți mega satisfăcuți. Dar Argentin, chiar dacă e mainstream și toată lumea îl știe și toată lumea ar pune Argentin pe locul 1 și eu îl voi pune pe locul 1, sunt nevoit să-l pun pe locul 1, pentru că vita a fost foarte bună, raportul calitate-preț e foarte bun, îmi place și faptul că au diferite prețuri în funcție de cantitate, adică dacă vrei să ții mai mult sau mai puțin, poți să îți alegi în funcție de cât de foame ți-e, să spunem așa. Asta este topul, nu uita să spuneți dacă vreți să mai vedeți mai multe vloguri cu mâncare și genul ăsta așa mai fancy. În vlogul acesta s-a investit destul de mulți bănuți, evident nu-mi pare rău pentru că toate au ajuns aici. Cred că de-aia mă și îngrașă în ultima vreme că fac prea multe vloguri cu mâncare, așa că mergem acum la sală să ne revenim și ne vedem în vlogul următor.